Suntem în seria Păcate respectabile și astăzi am ajuns la păcatul îngrijorării, viciul îngrijorării. Le-am numit păcate respectabile pentru că sunt nu păcatele acelea mari, urâte, pe care le condamnă toată creștinătatea, ci sunt niște păcate mai subtile care de multe ori se îmbracă într-o haină respectabilă. Astăzi, îngrijorarea. Și dacă din toate detaliile pe care le voi da, nu veți reține mare lucru, rețineți-l măcar pe acesta ca o posibilă motivare. Și anume, îngrijorarea este ca un scaun balansoar. Îți dă ceva de făcut, dar nu te duce nicăieri. Cam atât poate să rezolve îngrijorarea. Te lege un pic, dar nu te duci nicăieri. În momentul în care devenim membri ai rasei umane, îngrijorarea vine la pachet, vine la ofertă. Îngrijorarea face parte din acele vicii rafinate ale sfinților, ale noastre. Ușor, îngrijorarea se poate ascunde sub haina respectabilă a responsabilității, a prudenței, a purtării de grijă pentru viitorul tău sau al familiei. Îngrijorarea se poate masca în spatele luptei împotriva de lăsării, a indolenței, a pasivității, este un viciu subtil care își creează cărările lui în creierul nostru și apoi în inima noastră. Un viciu de care foarte greu mai poți scăpa dacă nu-l abordezi din timp. În preica de pe munte, Isus Hristos, după ce și învață ucenicii, că bogățiile sunt marele rival al loialității față de Dumnezeu, Iisus trece la subiectul îngrijorării, imediat la subiectul îngrijorării, care poate deveni rivalul imediat următor al loialității față de Dumnezeu. Și acolo, în predică de pe munte, între câteva subiecte foarte importante legate de omblarea creștină, Domnul Iisus Hristos trecoară această problemă a îngrijorării, o abordează, vorbește despre ea. Haideți să ascultăm cuvintele Domnului Iisus din Matei 6, începem cu versetul 25. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu semănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă la florile, cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși ajunge zilei cazul ei. Iisus Hristos folosește aici exemplul hranei și al îmbrăcămintei în mod generic, dorind să, să semnifice nevoile de bază ale omului. Foarte bine am putea însera aici și chiria sau rata lunară, factura de utilități, sănătatea și orice altă grijă cotidiană care poate deveni o sursă de neliniște în sufletul nostru. Așa că, înainte de orice, o să avem un mic calup de explicații, să ne abordăm îngrijorarea așa cum este ea descrisă în Scriptură. Apoi vom poposi puțin timp la câteva aplicații pe niște teme foarte concrete. Pentru ca mai apoi să încheiem cu tratamentul acestei, acestui viciu. Explicațiile. În limba greacă, cuvântul pentru îngrijorare sau anxietate este merimna, înseamnă a fi desfăcut, a fi împărțit în bucăți. Face referire la o minte distrasă, împărțită. Și acum, pentru că este un viciu subtil, pentru că ne poate deruta, aș vrea să facem o împărțire, din motive didactice, să facem o împărțire, o gradare, dacă vreți, a conceptului de îngrijorare. Și de aceea o să-l împărțim în trei stadii. Preocupare, îngrijorare și anxietate. Sunt trei stadii diferite care produc tot ceea ce numim îngrijorare. Lucrul foarte important este cum trasezi linia de demarcație între ele. În timp ce preocuparea ar putea fi ceva bun și folositor, îngrijorarea și anxietatea deja depășesc o anumită limită. Cum trasăm linia de demarcație între ele? Haideți să le definim pe cele trei, ne ajută ca mai apoi să pricepem tot ceea ce urmează. Preocuparea. Preocuparea este acea teamă adaptativă ca mecanism de apărare împotriva dificultăților. Apar greutăți și nu poți să stai nepăsător în fața lor. Apar și dificultăți în viața ta și trebuie să te gândești. Trebuie să te preocupe. Este o teamă care te Adaptează, îți formează un mecanism de apărare imediată. Am putea înlocui cuvântul preocupare cu responsabilitate, cu prudență, cu precauție, a fi calculat, a planifica. Sunt câteva elemente ale primului stadiu care este cât se poate de sănătos. Preocuparea asta, responsabilitatea. De aici încolo încep derapajele. Îngrijorarea. Este o teamă nejustificată și persistentă care consumă ceea ce este prin gândul la ceea ce ar putea fi. O teamă nejustificată cu privire la ceva ce încă de care încă nu te-ai bătut. O preocupare intensă, persistentă, nejustificată este îngrijorarea. Am putea spune în alte cuvinte că îngrijorarea este dobânda pe care o plătim necazului, înainte ca acesta să fie apărut. Asta este îngrijorarea. Plătim dobânda, deși ne-am făcut împrumutul încă. Anxietatea, nivelul cel mai grav, mai, mai extrem de îngrijorare, este o teamă paralizantă care preia controlul asupra minții și inimii. Este o stare de zbucium interior însoțit de reacții fiziologice evidente. Îți strică somnul și strică pacea în toate domeniile. O înjurare excesivă care nu se diminuează când stresorul dispare, când dificultatea dispare, o stare ce rămâne peste tine, o teamă paralizantă care preia controlul și ai tot felul de reacții, inclusiv fiziologice. Acum că am făcut diferențierea între ele, haideți să vedem ce are Isus de spus cu privire la îngrijorare și, bineînțeles, anxietate. Pledoaria Domnului Isus Hristos împotriva îngrijorării este relevantă. Ne place sau nu, nu avem decât să ținem cont de ea. Când Isus abordează tema îngrijorării, o, abordează cât se poate de rațional. Mă uit cu surprindere și nu văd un Isus aici care vine și încearcă să ne înțeleagă. Vă înțeleg că vi greu, da, mai trecem prin astea. Cum știți și voi cu mâi. Isus vine să atace problema îngrijorării la nivel rațional. Și dacă Isus așa o face, probabil că asta e și soluția pentru noi. Îngrijorarea nu o rezolv cu empatie și compasiune. Cum am rezolvat nepăsarea. Sunt lucruri foarte valoroase, dar fiecare la locul lor. Îngrijorarea se rezolvă la nivelul acesta. Asta e predoria Domnului Iisus. Și haideți să vedem ce argumente aduce Domnul Iisus. Dacă El aduce, nu pot găsi eu altele mai bune. Înseamnă că așa se rezolvă. Îngrijorarea, primul punct al pledoariei este acesta. Îngrijorarea denotă ignoranță. Versetul 25. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Adică oare voi sunteți ignoranți? Adică voi nu știți că viața e mult mai mult decât hrana? Și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? În alte cuvinte, cel care ți-a dat viață poate și să-ți o întrețină? Apoi pledoarea, continuă. Îngrijorarea este irațională. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele, decât păsările și florile? Versetul 26. Este irațională. Da, am preceput la punctul 1. Dumnezeu poate, dar o va face dacă nu o face. Dacă Dumnezeu nu mă scapă. Îngrijorarea este irațională și argumentul lui Iisus este acesta. Păi dacă Dumnezeu este atât de meticulos și grijuliu față de lucrurile mărunte ale creației, cum oare să nu se îngrijească de cele mai importante? Adică tu. de -alea se ocupă. Cum nu se va ocupa de tine? Cum crezi că-i scapi tu printre degete? Cum? Îngrijorarea este un soi de miopie spirituală. Nu vezi la distanță. Îngrijorarea este irațională. A treia parte a pledoariei Domnului Isus Hristos împotriva îngrijorării. Îngrijorarea este ineficientă. Versetul 27. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Chiar dacă te îngrijorezi, ce rezolvi? Și asta mi-aduce aminte de acea de cei șoricei care aleargă pe roata lor acolo în cușcă. Și spun specialiștii că șoricii ăștia leargă într-o viață 14.000 de kilometri fără să iasă vreodată afară. Cam așa arată îngrijorarea. Îngrijorarea este cea mai ineficientă metodă de a ne folosi timpul. Al patrulea argument al Domnului Isus Hristos în pledoria împotriva îngrijorării Îngrijorarea denotă o credință superficială. Și ăsta este argumentul oarecum tulburător, pentru că Iisus spune în versul 30 și 3, până la 32, puțin credincioșilor. Puțin credincioșilor. Și oarecum te tulbură. Pentru că îngrijorarea denotă o credință puțină, superficială. În alte cuvinte, întrebarea ar fi, oare te încrezi tu în mine? cu adevărat? Oare te încrezi în mine cu adevărat? Tonul este oarecum dojenitor, pentru că îngrijorarea denotă lipsă de încredere că Dumnezeu îți poartă de grijă. Și te uiți la subiectul acesta și vezi argumentele, pledoaria Domnului Isus și îți spui ceva trebuie să fac. Nu-i de joacă, nu este ceva peste care pot trece ușor. Dacă seriozitatea viciului judecății constă în asumarea unei prerogative pe care doar Dumnezeu o are, seriozitatea viciului îngrijorării constă în lipsa încrederii în purtarea de grijă lui Dumnezeu. Aici este pericolul îngrijorării. Denotă lipsă de încredere că Dumnezeu vrea și că Dumnezeu poate. Dacă așa stau lucrurile cu îngrijorarea, am explicat-o până acum, haideți să vedem cum o aplicăm în moduri foarte concrete. Ne plac lucrurile practice, să găsim soluții pentru viață. Haideți să ne uităm puțin la câteva aplicații. Problematica îngrijorării este imensă. Nu avem cum să abordăm toate cazurile. Vom alege poate doar două dintre ele. Aplicații. În mod evident, unii dintre noi sunt mai predispuși la a ne îngrijora, alții mai puțin. Nu este o chestiune genetică, ci mai degrabă de fie de temperament, fie de mediul în care ai crescut. Un mediu în care crești și vezi niște tipare de gândire, niște tipare de abordare a situațiilor prin care treci, le preiei și tu. Dacă treci de pe o zi pe alta, dacă ți greu, dacă vezi cum se pune problema, preiei și tu anumite tipare de gândire și le car mai departe cu tine. Îngrijorarea apoi poate lua diferite forme în funcție de etapa vieții în care te afli. Dacă faci parte dintre vârstnici, dintre seniori, oare mă va ținea sănătatea? Oare îmi va ajunge pensia? O să reușesc să mă descurc? Dacă ești la vârsta maturității, ești adult, sper să-mi pot păstra jobul. Trebuie să-mi plătesc rata la casă. Nu pot permite să pierd serviciul. Dacă ești tânăr, vreau un job, mă lansez în viață. Oare îmi voi găsi jobul, jobul visurilor? cauți realizări materiale, voi avea anumite oportunități în viață, îmi voi găsi jobul acela care îmi va plăcea mie. Până la urmă să nu uităm, orice job este mai bun decât niciun job. Iar împlinirea personală poate fi găsită în orice slujbă asumată pentru Dumnezeu, dar despre acestea vom vorbi la ultimul păcat respectabil ceva mai mult. Tot ca tânăr, job, răzări materiale, căsătorie, Oare eu voi reuși să mă căsătoresc? Îmi voi găsi pe cineva cu care să-mi petrec tot restul vieții? Și un soi de frică de singurătate acolo. Și aș vrea să rezolvăm puțin această frică de singurătate, pe care unii cred că o rezolvă prin căsătorie. Poate fi un gând pentru cei care nu sunt căsătoriți, dar să știți că și cei căsătoriți ne putem regăsi în ideile care urmează. Când vine vorba de această frică de singurătate. Când nu e vorba de căsătorie, oare eu mă voi căsători, voi avea o familie, voi avea cu cine să împărtășesc iubirea? Ce va fi de mine? Și poate fi o îngrijorare reală și foarte profundă, care îți poate dezechilibra viața. Răspunsul meu întotdeauna este acesta. Unul este un număr întreg. Țineți minte locul acesta. Unul este un număr întreg. Așa că refocalizează-te. Unul este un număr întreg. Noi nu suntem niște jumătăți care trebuie să-și găsească cealaltă jumătate. Această imagine asupra căsătoriei nu este benefică. Noi suntem întregi. Noi nu suntem două jumătăți care își caută perechea. Noi suntem două întreguri care vin la oaltă, eventual în căsătorie, și formează un nou întreg. Două întreguri complementare vin la oaltă și formează un nou unghi. Așa trebuie să -i. Tu ești întreg și singur. Ești întreg, ești perfect normal. Nu e nimic defect la tine. Unul este un număr întreg, așa că refocalizează-te, luptă-te cu frica asta eventuală de singurătate. Pentru că Scriptura este cât se poate declară Uitați-vă la câteva principii din Scriptură legate de căsătorie. Vom învăța și cei necăsătoriți și cei căsătoriți. 1. Căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Nu este. Isus Hristos în Matei 19 cu 12 vorbește, pomenește acest lucru și vorbește despre famine care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească locul acesta, să-l primească. Fame este în sens figurativ. Știm foarte bine că în lege masculare era interzisă. Și Iisus vorbește într-un anumit context, citiți dacă veți tot contextul. Iisus ce vrea să spun aici, printre altele, este că unii oameni se pun deoparte pentru Dumnezeu. Se separă pentru Dumnezeu. Și nu se căsătoresc pentru Dumnezeu. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Asta înseamnă că căsătoria nu este pentru fiecare om. Nu este. Nu nicio tragedie să nu fii căsătorit. Sau să nu vrei să te căsătorești. Dacă asta te cheamă Dumnezeu. În al doilea rând, căsătoria nu este scopul ultim al vieții. Nu este un scop în sine. Asta ne învață Scriptura. De ce să ne lăsăm copleșiți de frica necăsătoririi? Căsătoria nu este scopul ultim al vieții. Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, versul 27, spune: Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Ce spune asta? Nu spune să nu te sau că e rău sau că nu, nu interzice căsătoria niciun fel, dar mai mult o încurajează, căsătoria este la locul ei, este invența lui Dumnezeu, dar altceva sublinez aici. Căsătoria nu este scopul ultim al vieții. Din moment ce Pavel îți spune sfatul acesta, nu ești căsătorit, nici nu căuta să fii. Înseamnă că căsătoria nu este un scop în sine. Nu pentru asta existăm și trăim, ca să ne căsătorim. Trei, căsătoria nu rezolvă toate problemele, nu te scapă de ele. Pavel spune mai departe, în Corinteni 7, următorul verset, 28. Însă dacă te însori sau te măriți, nu păcătuiești. Și Pavel își argumentează, dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Adică ce spune Pavel? Spune, atenție, căsătoria, să nu crezi că îți rezolvă toate problemele, nu te scapă de ele, căsătoria nu te scapă automat de singurătate și cred că singurătatea căsătorit fiind este mult mai cruntă decât cealaltă. Căsătoria nu te scapă automat de singurătate, de presiuni de nevoi emoționale, de dificultăți materiale? Înțelegeți că căsătoria nu rezolvă toate problemele. Nu e nicio tragedie. Să nu crezi că căsătoria oh, îți va duce liniște și împlinire. Pentru că al patrulea principiu, împlinirea nu se află nici în căsătorie, nici în afara ei, ci în a plăcea Domnului. Asta este marele secret, atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei necăsătoriți. Toți cei căsătoriți pot confirma căsătoria nu-ți rezolvă toate problemele și fricile și îngrijorările. Nu-ți le rezolvă. Împlinirea pe care o cauți de fapt, o găsești în a plăcea Domnului. Asta spune Pavel în continuare, versul 32 din 1 Corinteni 7. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Împlinirea nu se află nici în căsătorie, nici în afara ei, ci în a plăcea Domnului. Cauți împlinirea? Uite unde o găsești. Nu căsătoria îți rezolva problema. Și al cincilea și ultimul principiu, celibatul poate asigura mai multă disponibilitate pentru Dumnezeu, pentru lucrare, pentru împărăție. Așa și încheie Pavel argumentul, 1 Corinteni 7, 34 și 35. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Ce vrea să spună Pavel aici este că celibatul îți poate asigura mai multă disponibilitate pentru lucrare. Căsătoria îți reduce disponibilitatea pentru lucrare. Asta nu înseamnă că e rea, nici vorbă. Am vrut doar să subliniez această frică sau această căutare și îngrijorare majoră, mai ales în rândurile tinerilor. Ce e de făcut dacă ești prins de o astfel de îngrijorare? Ține minte, unul este un număr întreg. Refocalizează-te de pe el cu e mic, pe el cu e mare. Refocalizează de pe el sau ea cu care se căsătorești, pe el cu e mare, pe Dumnezeu. Așteptarea este un act de ascultare. Oricum, inima ta este singură până nu se odihnește în cel ce ne-a făcut pentru sine. Asta ar trebui să o pricepem. Psalmistul, psalmul 37, spune încrede în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Adică tu vezi de treaba ta, vezi de Domnul, apropie te de El. Asta este umblarea ta. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului. încrede în El și El va lucra. Căsătoria, îngrijorarea căsătoriei nu-ți rezolvă problemele. Mai există o altă aplicabilitate, o altă aplicație foarte cotidiană, foarte la zi. Copiii, ca părinte, probabil îngrijorarea cea mai mare este ce va fi de copiii mei. O educație sănătoasă pentru copilul meu. Viitorul copilor este o sursă majoră de îngrijorare, mai ales pe fondul acestei educații ofensive și extremiste din școli. Mă duc aminte, era ziua ei de naștere. Împlinea mama acestei fete 40 de ani. Printre mulțimea de cadouri, a primit de la fica ei adolescentă o extravagantă cremă antirid de firmă bună, o cremă foarte scumpă. Prietena ei era printre invitați, se uită, îi vede cadoul, vede crema aceea și spune, wow, impresionant. Mă întreb, ce ai primit anul trecut de la ea? Și mama răspunde, ridurile. Viitorul copiilor este o sursă de îngrijorare. Ce de făcut? Știți ce e de făcut? Din nou, îngrijorarea aici se rezolvă. Limpezește-ți înțelegerea mandatului educației. Înțelege, clarifică ce așteaptă Dumnezeu la tine, care sunt responsabilitățile tale. Înțelegele și practicele. Îngrijorarea se rezolvă aici, lucrând la mintea ta. Ce e de făcut în cazul educației copiilor? stresului pe care îngrijorării pe care o creează viitorul copilului? Uitați-vă în Deuteronom, capitolul 6, primele 9 versete. Dumnezeu ne dă câteva principii, șapte principii ce țin de educația spirituală, de investiția noastră în copiii noștri. Uitați-vă cum arată și cred că putem găsi liniște. 1. Responsabilitatea principală pentru educația copilului revine părinților. Asta spune textul și spune așa. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te tende Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui. Responsabilitatea principală este a familiei. Și când ne uităm la familie aici, vedem că sunt trei generații. Apar și bunicii. De aceea cred că bunicii au un rol o valoare în educația copiilor, acolo unde sunt aproape, acolo unde este posibil, sigur că poate varia de la caz la caz. Dar în prezența bunicilor există valoare. Este o altă generație care aduce ceva lucruri în plus. Așa că unde se poate și unde este înțelept, din câteva ce spune scriptura, în educația noii generații sunt implicați părinții și bunicii. Sunt implicat în educația copilor mei? Care este rolul bunicilor în viața copilor mei? Al doilea principiu, Dumnezeu este sursa și ținta educației. Așa spune mai departe, versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul domn. Pe Dumnezeu trebuie să-L am ca sursă a educației și ca țintă. Așa că întrebarea aplicativă practică este cum îl așez pe Dumnezeu în fața copilului meu? Cum trebuie să mă comport astfel încât copilul meu să priceapă că Dumnezeu este ținta mea? Principiile acestea au consecințe practice. Cum mă port eu astfel încât copilul să vadă că pentru mine Dumnezeu contează? El este ținta mea și sursa pentru viața mea. Al treilea principiu. Relația este prioritară regulilor. Așa spune versetul 5 mai departe. Să iubești. Relație pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Relația este prioritară a regulilor. Regulile, da, sunt importante, avem nevoie de ele, dar regulile nu transformă inima. Regulile își împlinesc menirea dacă sunt bazate pe relație. Exact asta face și Dumnezeu înainte de a-și da poruncile poporului. El stabilește relația cu poporul. Uitați-vă în Exod 20, înainte de a începe înșirârea celor 10 porunci, spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care a intrat într-o relație cu tine și te-am scos din țara Egiptului. Întâi Dumnezeu își declara relația, le arată cât de aproape le-a fost și apoi le spune, ăștia sunt regulile. Pe măsură ce relația mea cu copiii mei crește, devine mai ușor să-mi respecte regulile, să-mi preia valorile, pentru că există o conexiune. 4. Zestrea spirituală ce o vrei transmisă copiilor tăi trebuie să fie mai întâi în tine, înainte de a prinde rădăcini în ei. Versetul 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, părinte. În alte cuvinte, tu nu poți oferi ceea ce nu ai. N-ai cum să-ți transmiți zestrea spirituală. Dacă nu o ai, n-ai cum să dai mai departe. Trăiesc eu ceea ce spun? Cum îmi desfășor relația cu Dumnezeu înaintea copiilor noștri, înaintea copiilor mei? Cum? Dacă vrei să transmiți ceva, trebuie să ai ce să transmiți. 5. Nu contează cantitatea sau calitatea timpului petrecut împreună, ci cantitatea timpului de calitate petrecut împreună. Versul 7 spune: „Să le întipărești în mintea copiilor tăi”, să le întipărești. Ca să întipărim ceva în mintea copiilor noștri, avem nevoie și de cantitate de timp, nu doar de calitate. Auzim mereu despre importanța timpului de calitate petrecut cu copiii și nu atât de mult despre cantitatea timpului. Auzim spunându-se puțin, dar bun. De ce n-ar fi mult și bun? Nu cred că aceste două concepte se exclud reciproc, cantitate și calitate. Să le întipărim, spune Porunca, asta înseamnă timp, cantitate de timp și calitate de timp. Cum ar trebui să-mi organizez programul? Cum pot să-mi valorific timpul pe care îl am astfel încât să mă pot investi în viața copilului? Cum pot să-mi adaptez metodele de învățare, de educare, tipului de familie pe care îl am? 6. Părinților li se dă pe mână mintea copiilor, nu inima sau sufletul lor. Și asta trebuie să aducă eliberare de îngrijorare. Pentru că cum am vrea să ne vedem copiii executând ce faci, spunem noi. Că noi știm că e bine. Și am vrea să-i vedem făcând și nu știm cum să-i convingem. Și uneori să-i manipulăm ca să facă ceea ce știm noi că e bine. Părinților le se dă pe mână mintea copiilor, nu inima sau sufletul lor. Spune versul 7, să le întipărești în mintea copiilor tău, tăi. Și dacă citiți cu atenție în Deuteronom, foarte importantă observația aceasta. Mereu în cartea Deuteronom ni se amintește să avem grijă de inima și sufletul nostru și de mintea copiilor noștri. Fără excepție. Nu vei găsi nicăieri o poruncă care să vorbească despre a purta de grijă de inima și sufletul copiilor noștri. Niciuna! Mereu poruncile sunt ai grijă de inima și sufletul tău părinte, și ai grijă de mintea copiilor tăi. Mi se pare că este încurajator și eliberator să știu că datoria mea este să informez și să motivez. Eu nu pot, nu sunt responsabil de deciziile copilului meu. Vezi copilul tău că începe să alunece în stânga sau în dreapta. Începe îngrijorarea, da, preocuparea, da. Și apoi învinovățirea, n-am făcut destul, n-am petrecut, n-am, n-am. Analizează-te, poate că ai petrecut și ai făcut. Dar tu nu poți să te impui copilului tău. Tu nu te poți ocupa de inima lui, de sufletul lui. Dar te poți ocupa de mintea lui. Să clădești în el acele valori, ținând cont de toate principiile de până acum. Și mandatul educației, mandatul biblic al educației se încheie cu al șaptelea principiu. Ceea ce merită ținut minte, merită afirmat și subliniat. Să vorbești de ele, spune cuvântul, când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini, să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușiorii casei tale, pe porțile tale. Ce-s detaliile astea? Ceea ce merită ținut minte, poruncile, adevărurile, valorile, trebuie afirmate și subliniate mereu și mereu. Asta e datoria noastră. Și dacă pricepem locul acesta, poate reușim să scăpăm de îngrijorarea cu privire la deciziile lor. Sau să o reducem. Ceea ce merită ținut minte, merită afirmat și subliniat cu creativitate pe orice căi implementate în mintea copiilor și cu cât în ce mai devreme, cu atât mai ușor va fi mai târziu. Și am putea continua cu lista altor surse de îngrijorare. Părinți care au copii bolnavi, copii adulți că au probleme mentale sau fizice, dependenți de părinții lor și au ți spunând ce va fi de copilul meu după ce voi muri. Ce răspuns îi dai? Pe mâna cui las? Este o frământare reală? O preocupare reală? Dar așa cum Dumnezeu are grijă de crinii de pe câmp și de păsările cerului, cum nu va avea grijă și de copilul ăla? Și sunt soluții. Alții se îngrijorează de lucruri mai pomenite cu câțiva ani în urmă. Alimentația sănătoasă. Da, e o preocupare normală, dar se poate transforma într-o surescitare obsedantă și contagioasă. Să treci mereu îngrijorat cu privire la ce mănânci, ingrediente, aditivi alimentari, ambalajul, îmi strică mâncarea, conserve. Și o preocupare sănătoasă normală cu privire la ce mănânci, dacă nu ești atent, te poate duce în domeniul îngrijorării, într-un domeniu al unei surescitări obsedante. Mai este o sursă de îngrijorare. Păcatul? Păcatul pe care continui să o stăvârșești te îngrijorează, te învinovățește. Și asta are soluție. Și știm foarte bine care e pocăința. David ne -o spune foarte clar în psalmul 32. Când tăceam, mi se oscau oasele pentru că toată ziua gemeam. Zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Vlaga mea ajunsese ca o scăciune varatică. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns nelegiuirea mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și astfel tu ai iertat vina păcatului meu. Lista de surse de îngrijorare poate continua, cred că la infinit. Aș vrea doar atâta, să ținem minte, oricât de șocantă este afirmația care urmează. Viermii te mănâncă când ești mort, îngrijorarea când ești viu. Îngrijorarea se aseamănă cu niște viermi. Îngrijorarea te mănâncă precum viermii când ești viu. De aceea trebuie să faci ceva. De aceea întrebarea este care este tratamentul? Și haideți să vedem care este tratamentul în minutele care urmează. Tratamentul îngrijorării. În mod cert, tratarea, timpuria îngrijorării este obligatorie pentru că inclusiv din punct de vedere organic al creierului și al sinapselor lui, situația se agravează în timp. În săptămâna aceasta am aflat cu uimire de la un medic neurolog în grupul nostru mic ce se întâmplă la nivelul acesta organic în mintea noastră. Și, dovedit medical, acțiunile și gândurile noastre repetate determină bătătorirea anumitor sinapse, legături, la nivel cerebral. Când gândești negativ mereu și mereu, când te îngrijorezi mereu și mereu, când acționezi într-un mod negativ și gândurile tale sunt apăsătoare, negative, îngrijorare, așa numiți mediatori neurochimici se varsă în creierul tău și își creează cărarea, cortizolul, de exemplu și pe măsură ce te îngrijorezi tot mai mult după exersarea unor comportamente sau tipare de gândire, se formează niște cărări în mintea ta. Și la următorul stimul, la următoarea dificultate, mintea ta, creierul tău, substanțele din creierul tău urmează aceleași căi. Și se bătătorește un tipar de gândire, de abordare a situațiilor prin care treci. Și pe măsură ce se bătătorește tot mai tare tiparul acela de gândire, devine imposibil să întrerupi aceste circuite neuro neuronale. Odată ce ți-ai automatizat creierul prin comportamente repetitive, singura șansă de reparare este intervenția terapeutică sau ajutor extern, medicația. De aceea, cu cât abordezi îngrijorarea mai devreme, cu atât mai mari șanse ai să te vindeci, să scapi de cărările acelea bătătorite. Și atunci, care este tratamentul pentru îngrijorare? Scriptura ne dă un tratament din trei pași mari. Dacă tratamentul pentru judecată era autoexaminarea motivațiilor și modalităților de judecată, dacă tratamentul pentru nepăsare, am văzut duminica trecută, este compasiunea activă, Tratamentul pentru îngrijorare este rugăciunea activă. Și o numesc rugăciune activă, pentru că rugăciunea fără acțiune este ipocrizie. Degeaba stăm să ne rugăm, Doamne, fă tu, vino, du-te, fă cu tare și cu tare și noi nu facem nimic. Este ipocrizie. Rugăciune activă. Înțeleg o rugăciune care acționează. Și în Filipeni, capitolul 4, de la versetul 6 la 9, găsim acest mecanism alcătuit din trei pași mari. Pasul 1. Roagă-te! Descarcă-te înaintea lui! Tratamentul îngrijorării începe cu așa ceva. Așa spune versetul 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire. Faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu, care îndepășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Sau luați cuvântul lui Petru, în 1 Petru 5 cu 7. Aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă lui îi pasă de voi. O altă traducere spune așa, 1 Petru 5 cu 7 Poți arunca întreaga greutate a îngrijorărilor tarle asupra lui Fiindcă tu ești pre preocuparea lui personală Lui pasă de voi, aruncați îngrijorarea acolo Pasul 1, roagă-te, descarcă-te de îngrijorare Înaintea lui vorbește cu Dumnezeu, spune-i ce te neliniștește 2, disciplinează-ți mintea nu e destul să spui, Doamne, fă și dă, ci să încep să acționez. Versetul 8 deja ne duce într-acolo. Rugăciunea activă mai presupune pe lângă strigătul după ajutor și un proces de disciplinare, de igienizare a gândirii noastre. Și ascultați-l pe Pavel vorbind în versetul 8. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat. Dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți-vă! Parcă este un medic neurolog. Te învață un tipar de gândire. Umpleți mintea cu lucrurile care îți produc bine, cu lucrurile adevărate, corecte, frumoase, plăcute, mărețe, ce de laudă. Pentru că altfel, dacă îți lași mintea ta, să se îngrijoreze, să meargă pe toate cărările bătătorite, negativiste. Greu mai ești de acolo. Așa că focalizează-ți gândirea pe ceea ce este pozitiv, pentru că focalizarea ta va determina realitatea ta, simțirea ta. John Milton spunea, și-a mai spus locul acesta, mintea are putere în ea însăși. De una singură poate face un rai din iad și un iad din rai. Am încheiat citatul. Adică ce vrea să spună? Vrea să spună că modul în care te înveți să gândești poate transforma cele mai grele situații în care te afli în ceva pozitiv, în rai. Și, și inversele adevărate. Chiar dacă ai parte de cea mai bună situație sau etapă din viață, poți să o transformi într-un iad dacă nu știi să-ți disciplinezi gândirea. Nu te mai gândi la eșecul zilei de ieri. Dacă iarăși am să dau în bară. ieri a trecut. De ce se stulbure și ziua de azi? Nu te mai gândi la succesul de ieri. Și asta poate produce îngrijorare. Îngrijorare ne poate cuprinde și datorită lucrurilor pozitive din ziua de ieri. Dacă mâine nu mi să la fel de bine ca ieri. Și încep să îngrijorezi. Dacă nu mai voi avea succes astăzi, cum am avut ieri. Nu te gândi la apăsarea zilei de mâine nu cred că am să o scot la capăt. Iisus spune, ajunge zilei necazul ei. Cel mai bun lucru cu privire la viitor este că vine câte o zi odată. Asta încearcă Iisus să spună. Mâine te îngrijorezi de asta, nu acum. Acum, uite-te la ce ești și ce ai de făcut. Mâine vezi ce vine. Schimbă-ți perspectiva. Ne spune Iisus în Matei 6, versul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă perspectiva din care privești îți dă lumină sau întuneric în trupul tău, așa spune Sus, dacă ochiul tău, perspectiva ta este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, perspectiva ta este rea, tot trupul tău va fi, de, va fi plin de întuneric. Schimbă-ți perspectiva din care privești lucrurile. Filozofia unui soldat trecut prin război. Un străbunic a cuiva. I-au găsit rudele, i-au găsit traista cu o grămadă de lucruri din război și acolo au găsit o notiță. Într-un carnețel îngălbenit de timp, omul acesta și-a prezentat frământarea, dacă vreți în jurarea să mai bineți modul de gândire. Ascultați cum omul acesta a știut să-și găsească un echilibru. Era în timpul războiului, urma să fie mobilizat. Și îl spune așa, citez, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie ești mobilizat în armată, fie nu. Dacă nu ești mobilizat, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dacă ești mobilizat, unul din două lucruri se pot întâmpla. Vei fi fie în spatele frontului, fie în linia întâi. Dacă ești în spatele frontului, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dacă ești în linia întâi, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie te afli într-un loc ferit, fie ești expus primejdiei. Dacă ești într-un loc ferit, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dacă ești expus, primești de ei, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie vei fi rănit, fie nu vei fi rănit. Dacă nu vei fi rănit, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dacă vei fi rănit, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie rana va fi gravă, fie ușoară. Dacă rana va fi ușoară, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dacă rana va fi gravă, unul din două lucruri se pot întâmpla. Fie mori, fie te vindeci. Dacă te vindeci, n-ai de ce să te îngrijorezi. Dacă mori, nu mai poți să te îngrijorezi. Am încheiat citatul. Eu știu când l-a scris, cum l-a scris, ce a fost în mintea lui. Cert este că omul acesta își căuta echilibrul. Și a ajuns la concluzia că până la urmă îngrijorarea nu are niciun sens. Sau dacă vreți o diagramă mai vizuală legată de îngrijorare, de mecanismul abordării îngrijorării. Ai o problemă în viață? Dacă nu, de ce să te îngrijorezi? Dacă da, poți face ceva în privința ei? Dacă da, atunci de ce să te îngrijorezi? Dacă nu poți face nimic în privința ei, de ce să te îngrijorezi? Tot nu poți face nimic. Vedeți, se aliniază pledoariei Domnului Iisus Hristos. Acelor patru puncte în pledoarea Lui. Dar dacă situația în care te afli este mai proeminentă în mintea ta decât sunt promisiunile lui Dumnezeu, în acele momente, cuvintele spuse de un tată al cărui fiu era îndrăcit, te pot întări. A spus, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iată o credință luptătoare. Duhul Sfânt îți onorează străduințele și Duhul Sfânt te va ajuta mai bine să-L onorezi pe Dumnezeu cu câte credințe ai, chiar slabă și șovelnică, decât să-L dezonorezi prin necredință. Roagă-te, descarcă-te înaintea Lui, disciplinează-ți mintea și ia măsuri. Asta spune în versetul 9, Filipen 4. Iar ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, faceți! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Situația poate fi proeminentă. Ia măsuri. Cântărește situația. Verifică, te învață să faci distinție între preocupare, îngrijorare, anxietate. Caută contexte familiale sau cu cineva de încredere în care să poți vorbi despre îngrijorări tale fără să fii ridiculizat și fără a se minimaliza ceea ce simți, pentru că emoțiile tind să se calmeze atunci când sunt împărtășite cu cineva care le poate accepta. Verificăți istoricul de familie în ce privește anxietatea. Probabil, sau probabilitatea să se manifeste și la tine, poate fi mai mare dacă ai în familie așa ceva. Cântărește situația, evaluează-te ca să poți lua măsuri. Doi Cere ajutor, o consiliere spirituală. Vorbește cu cineva, un număr lui Dumnezeu de încredere. Caută ajutor spiritual. Și trei. Cere ajutor specializat când nimic de până acum nu te ajută. Când să cere ajutor specializat? Când nivelul de anxietate pe care îl resimți este intolerabil. Nu mai poți suporta. Sau când îți recomandă un apropiat al tău. El poate vedea lucruri care ți e -ți scapă. Sau... Când să apelezi la ajutor specializat, când anxietatea te împiedică să-ți îndeplinești responsabilitățile sociale sau profesionale. Roagă-te, disciplinează-ți mintea și ia măsuri. Și credeți că după demersul nostru de astăzi, gata, am scăpat de îngrijorare, ieșim pe ușă și am scăpat de îngrijorare? Răspunsul este nu. Cu siguranță ne vom mai îngrijora, dar cel puțin putem identifica. Și dezbrăca îngrijorarea de haina ei respectabilă și lua măsurile cuvenite. Așa că. Nu uitați, îngrijorarea este precum scaunul balansoar. Îți dă ceva de făcut, dar nu te duce nicăieri. Așa că tratează-o.